Statisticile arată că sunt 7,9 cazuri de melanom la 100 de mii de locuitori. Potrivit ECIS, European Cancer Information System, în cazul bărbaților atât incidența cât și mortalitatea sunt chiar mai mari. Supraviețuirea pacienților cu melanom depășește 90% în țările occidentale, aceasta este desigur vestea bună. Însă în Europa de Est, supraviețuirea rămâne sub 60%, o veste proastă pentru români. Asociația Melanom România atrăgea recent atenția asupra problemelor cu care se confruntă pacienții români legat de diagnosticarea melanoamelor, în special la copii și tineri, dar și a melanoamelor oculare, care nu beneficiază de expertiză specifică și nici de tratamente decontate sau studii clinice. Am vrut să aflăm care sunt dificultățile cu care se confruntă medicii din România privind această patologie și am discutat cu dr. Cristina Beiu, medic specialist dermatolog la Spitalul Universitar de Urgență Elias, dar și asistent universitar la disciplina dermatologie oncologică de la UMF Carol Davila, București. Aș vrea să vorbim de problemele cu care se confruntă specialiștii români în ceea ce privește depistarea și tratarea melanomului în România. Aș vrea să-mi spuneți mai întâi legat de depistare. Care sunt principalele probleme pe care le-ați observat atât în rândul pacienților, dar și în rândul celorlalți colegi de brazlă? Ceea ce privește problemele de depistare, clar sunt acele probleme referitoare la educarea populației, faptul că oamenii nu sunt încă educați să-și verifice constant pielea, faptul că există acea concepție în mintea românului că dacă ai umblat la luniță se va transforma în cancer, pentru că vecina a umblat la luniță s-a transformat în cancer. Trebuie să le explicăm că vecinei s-a scos aluița tocmai pentru că era un cancer, de aceea a venit diagnosticul de cancer. Da? Și că este bine să scoatem aluița la prima îndoială, pentru că și dacă este un cancer îl prindem de vreme și asta este tot ceea ce trebuie să facem. M-ați întrebat despre colegii de breazlă. Prima intenție a medicului dermatolog, categoric examinează clinic pacientul, după care prima intenție este să se examineze dermatoscopic, cu acea lupă care mărește și care luminează. Accesul la echipament, da? Până și dermatoscopul de mână, nu mai vorbim de dermatoscopie digitală, și la instruirea pentru folosirea acelui echipament nu au acces toți dermatologii. În general, dermatoscopiștii cu experiență se află în zonele urbane, mai ales în centre universitare, bineînțeles, iar în zonele rurale, de multe ori, poate nu există deloc dermatologi sau există dermatologi care nu au nici măcar un dermatoscop de mână. Deci cam acestea ar fi la ceea ce privește depistarea. Și să ne oprim un pic la depistare, de ce vă întrerup, pentru că mă gândesc din perspectiva pacienților, i-am auzit pe mulți spunând că am foarte multe alunițe pe corp, dacă stau să le examinez pe toate, mă costă foarte mult. Care este filozofia din această perspectivă? Filozofia ar fi că, în primul rând, dacă un pacient are foarte multe alunițe, înseamnă că are un risc crescut să dezvolte melanom. Deci un pacient care are nevoie neapărat să-și urmărească alunițele. Nu înseamnă că are neapărat un risc crescut de a dezvolta un melanom pe una din acele alunițe, da? Pentru că doar o treime din melanome se dezvoltă pe alunițele preexistente. Înseamnă mai degrabă că are risc crescut de a dezvolta un melanom în orice altă parte a corpului. Un melanom de novo, o aluniță suspectă de novo. Deci acei pacienți clar trebuie să-și urmărească alunițele. Nu trebuie să se gândească că costă prea mult. Această monitorizare se poate face și în sistemul public de sănătate. Da? Deci există centre în care se poate face. În primul rând, pacienții care își fac griji referitor la costuri, trebuie în primul rând să învețe să-și urmărească singuri acasă alunițele, că și studiile au arătat că de cele mai multe ori pacienții sunt cei care, ori, cam acestea sunt cele două situații, ori vin pacienții și ei semnalează faptul că au observat modificarea unei anulițe, ori se prezintă la dermatolog pentru orice altceva și se descoperă melanomul incidental. Da? Deci toate trebuie să-și urmărească ei, trebuie să nu se gândească că este prea scump pentru că există soluții rambursate și trebuie să înțeleagă că au nevoie mai mult decât cei care au mai puțin alunițe.
Revenind la problemele cu care se confruntă specialiștii români, de data asta în ceea ce privește diagnosticul, una dintre ele ar fi legată de timpii de așteptare a rezultatelor la biopsie. Cum stăm în România? Pentru că știu că nu stăm grozav. Da, nu stăm grozav, mai ales când vine vorba de melanom, nu stăm deloc grozav. Există o mare problemă. Examenul histopatologic este practic crucial și este foarte important să fie, ca acea piesă să fie citit de un anatomopatolog cu experiență în histologia țesutului cutanat. Poți fi cel mai bun anatomopatolog, dar nu ai cum să fii cel mai bun pe toate țesuturile. Și în melanom este foarte important să existe experiență pe țesutul cutanat. În România, din păcate, există foarte puțini dermatopatologi. Această supra-specializare nu este recunoscută, deși este recunoscută în Europa, deși există o certificare europeană în acest sens. Și atunci ne confruntăm adesea cu această lipsă a resursei umane, de fapt. Da? Există și o lipsă de infrastructură, pentru că echipamentele de histopatologie ar avea nevoie de îmbunătățiri considerabile și ne aflăm în situația în care de multe ori primim rezultatul în 4 săptămâni, ceea ce este destul de mult. În Europa se întâmplă mult mai repede, dar trebuie să fie un diagnostic simplu primit în câteva zile. După ce că primim rezultatul după 4 săptămâni, este posibil ca dosarele medicale să fie incomplete dacă anatomul patolog respectiv nu are experiență în țesutul cutanat, și atunci un dosar medical, un raport histopatologic incomplet nu ne permite o stadializare corectă, conform clasificării actual recomandate. În acea situație trebuie să rugăm pacientul să ceară piesa și să se ducă pentru un second opinion la un alt laborator unde există un dermatopatolog cu experiență, da? Deci să ceară blocul de parafină în care e inclusă piesa și lamele. Uneori este nevoie de imunohistochimie pentru a crește acuratețea diagnosticului. Anatomopatologul, deși este foarte experimentat, simte nevoia să se edifice suplimentar cu această imunohistochimie. Imunohistochimia, știm cu toții că nu se realizează, sunt extrem de puține centre în care se realizează. Pentru rambursare e nevoie de trimitere de la medic-oncolog și așa mai departe. Deci iată, trec câte luni? Nu trec luni neapărat, dar oricum trece mai mult decât ar fi cazul. Nu este o situație, nu trebuie să panicăm pacienții să creadă că dacă nu primesc în câteva zile și durează o lună, se întâmplă o nenorocire. Este adevărat, există un studiu de calitate pe cea mai mare bază de pacienți care ne spune că între excizia inițială a melanomului și reexcizia largă cu margini de siguranță nu ar trebui să treacă mai mult de 4-6 săptămâni. Este foarte adevărat. Noi dacă primim raportul histopatologic în 4 săptămâni și dacă mai cerem și un second opinion și se pare că în stadiile incipiente se poate resimți la supraviețuire dacă întârzi după 6 săptămâni, dar oricum stadiile incipiente au un prognostic foarte bun și când zic că se poate resimți, vorbim de cifre extrem de mici. Da? Adică? 1,05, 1,16, crește de la, știți, de la 1. Deci vorbim de cifre extrem de mici și în stadiile avansate se pare că nu contează atât de mult. Și da, bineînțeles că spuneați de biopsie. De exemplu, noi, dacă tumorul are anumite caracteristici, trebuie să facem și biopsia ganglionului santinelă în cazurile indicate. Biopsia ganglionului santinelă trebuie făcută odată cu acea reexcizie largă, cu margini de siguranță, pentru că altfel reexcizia largă îți strică marcajul ganglionar și există riscul ca operatorul să excizeze ganglionul greșit, adică să identifice fals santinela și biopsia ganglionului santinelă, că e o altă limită. Și aceasta se face în puține centre în România și atunci este foarte greu să reușești să le faci pe toate concomitent. Eu vreau să cred că totuși dermatologii experimentați în dermato-oncologie, care lucrează cu echipe de oncologie experimentate în melanom, reușesc să se organizeze. Dar vorbim, una e să vorbești la nivelul unui centru universitar și alta e să vorbești la nivelul întregii României. Cu alte cuvinte, pacienții care se duc în centrele universitare au mai multe șanse de supraviețuire și de curabilitate decât cei din orașele mici. Depinde de la situație la situație, că pot fi echipe de decizie terapeutică, echipe multidisciplinare extrem de bine pregătite și extrem de prompte și în orașele mai mici. În general, pacienții care au acces la tratament
prompt, sunt cei care au șanse mai mari. Și asta este peste tot în lume, nu numai România. Și aș spune că, vedeți, tot vorbim de Europa ca un continent unitar. Or, situația nu este aceasta. Europa este foarte divizată. Una este când vorbești de Europa de nord și de vest și alta e când vorbești de Europa centrală și de est sau sud-est. Adică nu numai la noi se întâmplă. Să știți că aceste probleme, aceste provocări sunt în multe părți în Europa de sud-est. Dar, na. Dintre toate provocările, care vi se pare cea mai importantă și greu de rezolvat? Toate sunt importante. E greu să spui că una este importantă. Bineînțeles că aceasta cu examenul histopatologic, mi se pare, pentru că acela este decisiv. De acolo pornești, de acolo îți construiești planul. Dar și biopsia ganglionului sentinel este foarte importantă pentru unii pacienți, pentru că un rezultat pozitiv la o biopsia ganglionului sentinel oferă acum șansa pacienților români la un tratament adjuvant eficient, șanse pe care nu aveam până acum 2 ani, da? Sau îi oferă șansa de înrolare în alte studii clinice, care îi pot schimba viața. Deci, când vorbești de melanom, mai ales de melanom avansat, toate contează foarte mult. Totul contează. Și cred că toate pot fi rezolvate. Trebuie să le conștientizăm, să le știm, să le semnalăm și să se depună eforturi în acest sens. Pentru că nu sunt lucruri care nu ar putea fi rezolvate până la urmă.